Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou gameplay. De data asta voi încerca să joc Jhin in top lane sau în sus, cum este pe românește. Vreau să zic că asta este primul video gameplay care îl fac în limba română. Și mi se pare destul de ciudat. Sunt alături de soția mea, care se uită la mine și zâmbește. Mai că vine să râdă. Și îmi face semn să mă uit la joc, să o las pe ea. Și soția mea are un cont de YouTube. Este Girls Games HD. Și cred că ar fi fost bine să iau Flash, pentru că sunt împotriva lui Fiora. Dar eu de fel sunt foarte încăpățânat. Și bineînțeles că n-am Flash. Am luat Ignite, care nu o să mă ajute cu nimic. Flash-ul ar trebui să mă ajute să o omor foarte repede pe Fiora, pentru că eu trag de la distanță. Dar vom vedea, vom vedea. Facem tot posibilul să câștigăm. Da, ce pot să zic, ce pot să zic. Uite un dragon. Care a dispărut dragon? Oh, noi dragoni au apărut, a? Let's start the show. Okidoki. You inspire me. Bun, bun. Și l-am pierdut degeaba. I feel inspired. Bon, bon.
Și ne întoarcem și noi la bază, pentru că nu suntem în siguranță, nu avem mana, nu avem nimic și nu avem de ce să rămânem aici. Momentan noi avem un kill infinity, mergem. Each bullet is a piece of my soul. Each shot is a piece of me. Bun, ne păstrăm teleport. Foarte bine. Au jucat super bine băieții. Dar bineînțeles că Kindred This is my love. Okidoki. The show never ends. Breathe in the atmosphere. Punem aici unul singur pentru și eventualitate. Okidoki, unde mă uit? Și a încercat el să facă ceva. E supărat pe viață. Bine, probabil că dacă vin Fiora mă va omorâ foarte repede. Sincer, și eu am crezut acolo că o să-mi facă ceva damage. Nu mă așteptam să mă omoare, dar mă așteptam la ceva mai mult damage. Dar momentan suntem bine. Avem un kill, putem să cumpărăm BF Sword-ul și să trăim bine. Să fie toată lumea mulțumită, toți fanii mei și prietenii. Pentru ei lupt, pentru ei câștig, știți cum este. Dar bine, glumesc. Da, de ce m-am apucat de YouTube? Foarte multă lume m-a întrebat. Dar ok. Behind every mask is another mask. Oh, bate jos de mine.
Vă mulțumesc. Nu știu de ce foarte mult când... când joacă cu... cu Fiora, cred că... cred că ei sunt mult mai puternici și... Ai de viața mea, pe toate le-am ratat. Sunt incredibil de prost. Sunt incredibil de prost. Deci nu am avut absolut nici... Lovisem broscoiul. Da, mai bine mă întorc. Știți cum este. De ce să murim când ne putem întoarce? Dar ce pot să zic? Foarte mult damage. Foarte tare. Am reușit într-un final să o omor. Ne luăm niște cizme. Și... 3. Și aș putea să mă duc în mid. Și am reușit să îi ajutăm și pe prietenii noștri. Și Sheiko vrea să o omoare, dar nicio problemă, Sheiko, vei avea și tu șansa, prieten drag. Am pe simțire că este destul de periculos în momentul de față să stăm aici și mai bine am plecat. My talent justifies all actions. Presupun că aici este...
Haideți. Foarte bine. Așa să faci un ace. Ce pot să zic, că avem echipă destul de bună. Momentan o ducem bine. O ducem. Ce pot să zic? Nevastă mea se uită și ea pe telefon și își pune clipul pe YouTube. Dar toată lumea fericită, toată lumea fericită. În special eu, pentru că jocul ăsta o duc bine. Ok, Fiora, dragonul presupun că a apărut. Vreau să mă duc să-i pun un ward. Deși normal avem. Dar este destul de periculos pentru că... Că nu pot singur, nu? Vă mulțumesc! Ce pot să zic, pare că a fugit. Cred că eu am ceva cu ultima ta. Adică... Bun. Bun, mă duc și la altoreta de sus. După care mă voi teleporta mid și voi încerca să-i ajut. Păi cu echipierii mei se ia toreta, asta vreau să zic, dar eu vorbesc mai greu. Bun. Haideți să vedem ce putem cumpăra. După care vom merge, poate vom și câștiga acest match și îl vom face mai scurt. Deja jucăm de 20 de minute, dar match-ul momentan se știe cine câștigă. Da, haide să-l sau
Nu, Blood for Stir cred că este o alegere potrivită. Pentru că ne dă puțin și lifesteal și am cam avea nevoie. Și s-au predat, ăsta este jocul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut puteți să dați și un abonați-vă sau un subscribe. Este pentru prima dată când înregistrez în română, așa că sper că a fost acceptabil. Și vă aștept și la alte gameplay-uri. Lăsați-mi un comentariu în ce limbă vreți să urc videouri pe YouTube, în română sau în engleză. Și asta voi face. Vă mulțumesc că ați vizionat. O seară plăcută, o zi plăcută sau o dimineață plăcută, depinde cum vedeți acest video.